Timp de 2 săptămâni, pasionații de sport au ocazia să vizioneze expoziția de insigne inscripționate cu diversi sportivi, atleți sau gimnaști. Potrivit colecționarilor, unele dintre insigne sunt foarte vechi și datează chiar și din timpul Jocurilor Olimpice din anul 1940. Cele mai vechi insigne e asta, care se vede și după formatul ei, că undeva din 38, e Societatea de Educație Fizică. Asta e Olimpiada Balcanică din 46, asta e din 47. Asta e din 38. Este alte organizația sportului popular din 46, care ar fi aur, argint și bronz. Expoziția de astăzi s-a făcut cu ocazia începutului Jocurilor Olimpice de vară de la Londra și majoritatea, efectiv, insignele reprezintă ramuri sportive, olimpice, ocazionale. Cele peste 1000 de exponate sunt la dispoziția publicului timp de 2 săptămâni, urmând ca în perioada 11-12 august o expoziție asemănătoare să fie prezentată și la Vălișoara.